La Ateneul Nicolae Bălănescu din municipiul Giurgiu a avut loc ieri seară concertul tradițional de colinde Noaptea Sfântă de Crăciun. Tot aseară, în foaierul Ateneului, a fost vernisată expoziția de pictură Bucuria Crăciunului. Pe scena Ateneului Nicolae Bălănescu din municipiul Giurgiu au urcat corul seminarului teologic ortodox Teoctist Patriarhul, corala Harfa Dunării a Catedralei Episcopale, corala Gavril Drugănescu a protopopiatului Bolintin și corala preoților Episcopiei Giurgiului. Voci extraordinare, dublate de o tehnică aparte de mult exercițiu, care ne-au bucurat astăzi. Este păcat ca să nu adunăm toate tradițiile bogate și frumoase și diverse de pe Vlașca. Avem o zonă etnografică extrem de bogată încă și slavă Domnului că sunt atât de mulți culegători de folclor, atât de mulți profesori buni la Victor Capis, dar nu numai, și nici școlile și liceele din județul nostru. Cineva spunea că sărbătoarea fără Hristos și chiar colindele noastre sunt de fapt o petrecere, dacă nu ne-am gândit că toate aceste momente de împreună întâlnire, de bucurie, nu l-au în centru pe Hristos. Prin mesajul lor, colindele cultivă sufletele noastre cu sămânța cea bună. Dragostea, bunătatea, cinstea, pacea, smerenia, eroismul și prietenia. Toate acestea izvorăsc din iubirea nemărginită a lui Dumnezeu. Ele sunt icoanele sufletului românesc creștin, botezat în cristelnița Sfântului Apostol Andrei și cununat cu ruga și jertfa Bisericii Străbune. Tot ieri seara a fost vernisată și o expoziție care cuprinde lucrări ale elevilor de la Seminarul Teologic Ortodox din Giurgiu. La inițiativa unui grup de elevi ai Seminarului Giurgiuvean, cu ocazia tradiționalului concert de colinde organizat de Episcopia Giurgiului, au dorit să expună câteva dintre lucrările lor grafice. Bucurându-mă de inițiativa lor, i-am ajutat la realizarea expoziției de icoane și desene Bucuria Crăciunului. La acest eveniment au fost invitați membrii permanenței Consiliului Eparhial, părinții protopopi, oameni de cultură și credincioși din Giurgiu.